SB este la telefon. Bună seara, domnule Becali. Da, bună seara. 2-2, sunteți supărat că e doar 2-2 sau sunteți bucuros că s-a strigat campionii de către 40 și ceva de mii de oameni? El v-a spus, Florinel, extraordinar. S-a mai decât o etapă, am luat un punct. Pe noi ne interesează să fim campioni, pe noi interesează că, bine, să batem rapid. E adevărat, e mai multă ambiția suportă când ești microbist. Pe mine, ca patron, mă interesează să fiu campion. Banii. Să și nu numai nu asta mă interesează, perspectiva mă interesează. Să fiți campion ca să ajungeți în grupe de cupe europene. Păi, da. Dar nu numai asta mă interesează, mă interesează joc. Pentru că, din punctul meu de vedere, e adevărat, am luat două goluri. Unul a fost cadou de la șut, unul a fost, nu știu, neatenție, adică n-ai voie sigur, dar și prima repriză și a doua repriză, eu cred că am controlat jocul, adică a fost la discreția noastră. Pe urmă, ce privește golul ăla care spuneți, care da. A spus domnul Avram, domnul Avram tot timpul face niște analize extraordinare și cu logică, numai că există această situație, mi se pare că e dat exemplu de UEFA, nu știu. La ce situație vă referiți? Cu golul 3, care spune, domne, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Eu nu știu. Eu cred, îl cred pe domnul Avram, că știu că tot timpul, adică știe regulamentele și am văzut că are tot timpul expertiză și explică foarte bine arbitrajul, că are omul inteligent. Numai că aici o chestiune, el a scăpat ceva din vedere. El sare peste minge. Păi când sări peste minge și când faci o mișcare, se poate considera că duci în eroare portal. Nu? Păi, deci el face o fentă. El cu fenta aia, el se poate considera că dă și cu călcâiul. Adică, cum se numește aia? Nu Rabona, cum se numește? Da? El se poate considera că poate dă, uite, nu? Se poate considera că dă cu latul, cu piciorul drept, adică pe la spate. Deci el face o fentă care duce în eroare. La fenta aia este ca să se ferească de minge. Nu știu, păi, dar e o fentă care duce în eroare portarul. Bine, o să vedeți că o să vă dea alți arbitri, nu eu. Eu am vorbit cu cineva, nu vorbim cu cine. Dar o să vedeți că există situația asta în Europa. Ok, da, oricum am auzit deja și alte păreri, dar mie mi se par argumentate cele ale lui Marius Avram. Nu știu argumentele celorlalte păreri. Și mie mi se pare că eu zic că chiar influențează pe portar. Pentru că alta e când te dai la o parte și când refuzi jocul și alta e când faci o mișcare ca și când se poate interpreta ca să lovești chiar mingea. Adică mișcarea lui. Eu n-ar vrea să comentăm că nu s-a arbitru. Eu sunt foarte mulțumit de joc. A doua repriză nici n-au contact deloc. De asta mă interesează mai mult. Că dacă câștigam și aveam un joc prost, nu convenea. Corect, dar... Sunt foarte mulțumit de joc. Da, în prima repriză, totuși, după 1-0... 20-25 de minute rapidul cred că a controlat jocul, dar mă rog, asta eu e nu cred că opinie. Nu mi s-a părut așa. Voi aveți părerea aia, eu am altă părere, okay. Fiecare cu părerea lui. Aveți idee câți din acest prim 11 mai rămân și de la vară încolo? Pentru că și asta poate fi o problemă. Vreți să ajungeți în grupele unor cupe europene, mă rog, ca să nu zic cum adică din cei 11? Deci la ce vă referiți? Păi, Florinel Coman pleacă, da? Să vedem. Păi, în principiu pleacă. A spus omul că vrea să plece, că... Domnul, putea da să... Ați spus și dumneavoastră că are ofertă, dar că nu puteți spune de unde. Bun. Să zicem că pleacă, altceva. Păi, Târnoveanu parcă și el a declarat că ar dori să plece. Olaru, mă rog. El? Poftim? Cu ce pleacă? Cu tramvaiul sau cu troleibuzul?
Radunovici nu mai știu, mai are contract din vară încolo. Dar cu ce pleacă el? Cu tramvaiul? Cu ce v-a spus că pleacă el pe tramvaiul? Nu știu, n-a precizat. Dacă n-a precizat, atunci se vedem, poate pleacă cu autobuz. Deci nu vă gândiți că în afară de Florinel Coman mai pleacă cineva? Păi nu, dar voi spuneți că pleacă. Cum spunea și Vlad, domne, vreau să plec, sau ăla că vreau okay, să plec, da. Dar Radunovici poate pleca, că expiră contractul. Dar văd că eu, de exemplu, am pe ăsta care e accidentat de la noi, de la Iași. Cum îl cheamă? Panțărul? Panțărul. Da. Care îl țin și dau salariul de 4 ani degeaba, nu? Da. Și a plecat? L-am aruncat? Nu, eu n-am zis că aruncați. Am zis că poate au oferte, poate vă convine și dumneavoastră să plece. Cine îi dă lui oferte dacă el îi dă clasici două goluri pe costul scurt? Și de unde are el? Cine ofertă să-i dea lui? Cum îi dă oferte? Deci nu există pericolul de a pleca... De la clasici mai dă ofertă lui Lutenovanu? Stai să văd, poate îi dau eu ofertă pe bancă și intră Vlad. Stai să văd. Păi și nu mai ia autobuzul după aia. Păi da, n-am nevoie eu. Păi da, el pleacă el, auzi. Nici n-a jucat 3 meciuri, câteva meciuri, doar gata, pleacă. Păi cum pleacă? Ce ai, unde l-ați văzut mare portar? Păi e mai bun decât Vlad, care e Messi al portarilor, eu așa știu. Am auzit că e Messi al portarilor Vlad și Târnovanu văd că e titular în fața lui Vlad. Păi, dar nu, el a fost când a fost Messi al portarilor. Acum eu nu mă țin minte. Nu mai. Eu uit și eu. Voi vreți că, că aveți cărpătași, sunteți și țineți minte toate greșelile care le fac eu. Să fii sănătos dumneavoastră cât te uit și eu. Stați liniștit. Păi da, ce să fac? Eu mai zic și eu, le mai zic, atunci așa mi s-a părut. Îi ridicam și eu cota. Da, nu mai știu dacă dumneavoastră sau impresarul jucătorului a folosit sintagma asta cu Messi. Nu, eu am zis. Înseamnă că... Vreau să-i ridic cota. Și pentru declarația care am făcut-o atunci... Așa. Ați fost pedepsit. Nu. Nu că au fost de echipe care s-au interesat și care au început să facă anumite propuneri, că dă 10 milioane, că nu știu cum, că mai sunt încă 10-20 milioane, dacă nu știu ce, dacă câștigă nu știu cum. Adică multe lucruri de genul ăsta. Deci chiar ține treaba asta să... Eu numai că trebuie să mă ajute. Corect, da. Eu le zic cota, i-am ridicat unul tari. Stă degeaba dacă nu mai m-a ajutat el. Nu? Deci chiar ține cu declarațiile astea pompoase despre jucătorii dumneavoastră, păi da. Treziți interesul. Păi nu, hai să spun de ce. Pentru că toată presa, adică acum e un pian în toată lumea asta. Și presa de străinătate, ei ce? Se uită și aia, mai ales aia bogații, se uită la lucruri de astea, la de astea, de distracție. Le pasiunea, au prea mulți bani și le convine toate de cancanul de astea. Și atunci ei văd, bă, cum văd ce asta, declarația mea. Uhum. Și atunci zic, ia vedeți, bă, și care-i treaba cu ăsta? Dacă mă ajută și el după aia, că dacă nu mă ajută, eu știu să-i fac publicitate, dar degeaba îi fac eu dacă el nu mă ajută, dacă el dă pas la adversar la 3 metri să o bage în poartă el, Vlad, ce să-i fac eu? Se pare că Chiricheș, cam informațiile sunt că ar putea să pierdă restul sezonului, ar fi 4 o fractură. Patru săptămâni. Păi... E cam gata sezonul. Asta e, cu ce să face? Să joace în Liga Campionilor. Da, iertați-mă, chiar nu știu, are contract și pe sezonul următor? Da, are, se prelungește automat dacă luăm campionat. Am înțeles. Bun. Spuneați la un moment dat că s-ar putea să ajungeți la stadion, ba chiar spuneați și de un spectacol pe cer, că se amână chestiunea asta sau? Adică aveți de gând să o faceți la... Adică a fost așa o idee de mărturisire, dar m-am gândit că sunt bani degeaba cheltuiți. Uite, el pleacă, tu dacă ai echipă de fotbal și vezi golul ăsta, mai iei tu. Tu mai iei, tu ești patron. Și tu vezi golul ăsta care îl dă lui Cașnicii lui. Tu îl iei?
Păi, domnul Becali, să știți că n-a zis chiar așa, n-a zis chiar așa că vrea să plece. A fost întrebat pentru tine, uite, Coman pleacă. Tu îl iei, domnul Decebar, îl iei? Când vezi golul ăsta, Nu, să nu-l judecați greșit că n-a fost chiar așa. N-a zis, domnule, vreau să plec sau... A zis, domnule, dacă e o ofertă și pentru mine, probabil că o să plec și eu, cam așa. Lasă-mă să... Eu mă abia aștept să zică cineva ceva, să-i cert, că dacă îi cert, îi trec până în foc ca să-i... Că argintul vreau. N-ai văzut de ce a fost? Ce el a fost schimbat, Vlad, că ăsta... David Niculescu, care a fost schimbat ca ratat? N-a fost schimbat ca ratat? Păi nu, el a fost schimbat, că el nu... De ce a ratat? Că se ascundea de mingi și când te ascunzi, se frică de ea, după aia. Și eu îl călesc acum. Îl călesc. Ia treci tu la pauză schimbat ca să-l fac puternic atacat. Și o să fie puternic atacat ăsta. Dar trebuie călit. Știu eu cum să-l călesc. Eu abia aștept să-mi spune ceva de unul ca să-l iau eu pe urmă eu la criticat. Da, nu, n-am avut intenția asta în ceea ce privește pe Târnovanu. Mai ales că chiar îl apreciez, mă rog, ca mai și... Mai și seri mai proaste, da? Dar și eu îl apreciez, dar i-am spus, băi, vezi, mai face părul glos. Că nu mai te bat pe Vlad imediat. Aveți... Avea părul glos, păi de unde mă, ce ești vedete, vedetele. Da. Avea părul alb, nici blond măcar, blond alb făcuse el părul. Mă, ce faci cu părul alb? Ia numele, bă, Mihai, spune că dacă imediat îl trec pe bancă, cum face el părul alb? Dar nu e libertate de exprimare, așa se exprimă omul, îi place. Nu este libertate. Nu? Nu e. Nu. Deci nu. Ras tuns frezat, da? Nu, uitate, la mine e dictator. Cât ești, e libertate, știi unde e libertate. Tu faci ce vrei în afară. Cât joci la mine la echipă, acolo nu mai faci ce vrei. Cât ești la mine, la antrenamente, la meciuri, acolo... Faci după de azi, dau bani să faci ceea ce eu vreau. Eu stăpânesc când plătesc eu. După aia când pleci tu afară, du-te, tată, fă ce vrei. Vopsește-te, ce vrei tu. Dacă vii, nu mai vii vopsit. Vă citesc dintr-o declarație a domnului Șucu. Vii vopsit. Dacă ești Coman, vii vopsit. Dacă ești Neymar, vii vopsit. Dacă ești Messi, vii. Dacă ești vedetă. Dar tu nu ai ajuns încă vedetă. Bun, v-ați repliat la timp, că venea întrebarea, dar Coman nu o să vopsise într-o vreme, dar am înțeles. Nu, păi, vedeta. Da, Coman e vedeta. Vă citesc o declarație a domnului Șucu pentru Fanatic. Este pentru prima oară când înțeleg ce înseamnă Rapid singur împotriva tuturor. Nu mi-arog merite de specialist, dar a fost un arbitraj de partea FCSB, cel mai prost pe care l-am văzut. Sunt extrem de dezamăgit. Pentru mine Rapid a câștigat în condițiile unui stadion ostil, în condițiile unui arbitraj ostil. Aveți vreun comentariu de făcut? La declarațiile domnului Șucu. Păi dacă el a câștigat, el Rapidul a câștigat în condiții la cum a jucat, păi se uită și el puțin, că el, măcar dacă nu e specialist de fotbal, se uită la statistică, să vadă posesie, să vadă șuturi pe poartă, să vadă corne, să vadă, ei n-au ajuns la poartă repriza a doua, cum a câștigat pentru el Rapid. Și care? Păi care o stil? Atunci se uită la statistică, că e om de afaceri, că el asta zice, că dumneavoastră el... Bun. Uită-te și ia statistica cu fazele de arbitraj. Și vei vedea că mai vei avea încă vreo 6-7 puncte minus față de FCSB. Vă referiți la alte meciuri, dar la meciul ăsta strict are dreptate? Păi dacă el a zis că singur împotriva tuturor, Păi văd că voi i-ați dat notă de trecere, chiar a zis bine. Văd că Coman a zis, domnule, extraordinar. Văd că toată lumea spune că a dus foarte bine ăsta, meciul. Și el, dacă nici de arbitrajul ăsta, când toți noi spunem că a fost bine, spune Avram. Da, dar a exclus faza aia cu golul anulat, pentru că aia totuși... A exclus numai, ai bine, pentru că a exclus eu ce zicea, eu să spun ceva. Eu fără să supere Crăciunescu. Dar eu pe Avram nu crei la voi acolo. Eu ce zice Avram tot timpul, eu cred ce zice el. Care omul... Dar l-ați mai criticat odată, nu știu, a zis odată ceva ce nu v-a plăcut. Atunci a vrut el să fie el, a vrut să fie în rit cu voi. Așa cred eu. Nu cred, domnule. N-a avut dreptate atunci. Da, mai se întâmplă și el să n-aibă.
Dar e inteligent și face omul analize ca lumea. Dar o să luăm faza aia care a spus Avram așa, atunci să vedem ce a spus și alții. Că el, Avram, e inteligent. Dar el mai trebuie el puțin să mai vadă nou arbitraj, probabil a mai rămas, n-a mai citit ultimele indicații UEFA și FIFA. Eu am fost la ședințe acolo, am vorbit cu ea și mi-au zis cum trebuie făcut. Bun. Înțeleg că LPF se gândește să dea medaliile de campion la meciul din penultima etapă, când jucați acasă. Atunci veți veni la stadion, pentru că am văzut că jucătorii, antrenorii vă așteaptă să veniți la stadion. Nu. Nici nu atunci? Nu, pentru ce? Ea mea, am câștigat eu. Eu știu când vin, dacă se dă ceva bani, medalia să o ia ei, că ei o merită, eu fac activitatea asta pentru bani. Și dacă se dau bani, vin. Eu vin, de exemplu, la calificare, dacă ne calificăm în Liga Campionilor, pentru că iau bani, vin la meciuri. De ce? Pentru că iau, de exemplu, 2-3 milioane numai din bilete. Dar există vreun procent, 3 milioane. Domnul Becal, există vreun procent din medalia aia pe care îl merita și noastră? În afară de faptul că sunteți patron și investitor și le dați salariile și așa mai departe. Păi în afară că asta... Da. Păi nu. Stai puțin. Deci, și voi știți că eu spuneam tot timpul, domne, cine e vinovat când pierde? Vinovatul sunt eu. De ce? Da. N-am știut să aleg director tehnic, n-am știut să aleg antrenor, n-am știut să cutare. Dar eu acum, dând smerenie, spun așa, n-am niciun merit. Am înțeles. Ca să fiți voi mulțumiți și să nu mă mândresc. Nu trebuie să fii mulțumesc, că eu când a fost cazul, am spus și spun și acum că ați intervenit în dese rânduri și decisiv și că e și meritul nostru. Până la urmă trebuie recunoscută treaba asta. Nu vreau să mă laud acum, dar mentalitatea mea o știți și am spus-o de atâtea ori. Păi uitați-vă la Rapid, unde-i Copos? Uitați-vă la Dinamo, unde-i Badea, unde-i Borcea, unde-i Bobacor, unde-i Putare, unde sunt Nețoi, unde sunt? Unde sunt? Că ăștia sunt cu care m-am bătut eu. Nu, eu am spus așa, pentru anul ăsta, atât. Că-s două modele. Modelul dumneavoastră și modelul Șucu. Modelul Șucu a fost... Modelul Șucu a delegat atribuțiile și așa mai departe. E unde e în momentul de față. Dumneavoastră a ținut volanul în mână și... Păi da, lucrurile... mă, domnul de ce bani. Dar acum el, sărac, păi nu, dar eu ne-am întâlnit, acum am avut o ședință cu patronii, cu Liga. Și ne-am întâlnit acolo, la Deezer. Și eu i-am spus, măi, Dan, tu crezi că noi suntem idioți? Sau eu, poftim. Și tu ești atât de deștept încât eu fac o activitate de 25 de ani, vii tu și o faci în primul moment. Tu iei de la mine 3 jucători pe care îi dau, le dau eu bani, îi dau afară și tu mă bați pe mine. Cum? Chiar atât de idiot mă crezi? Păi de bătut va cam bătut, doar că nu pe ala lung, pe campionat, în meciurile directe. Aia nu-i bătaie, nu mă interesează aia pe mine. Păi mă interesează campionatul. Păi mă interesează campionatul, atâta mă interesează. Asta înseamnă. El a spus, domne, că el a spus că ar fi un eșec să termine spatele FCSB-ului. Și eu am spus ar fi un eșec să nu termin cu 10, sub 10 puncte distanță. Uite că sunt 16. Da. Deci, da, dar deci, totuși, deci, dacă facem o comparație... Meritul nu poți să spui numai la anul ăsta, pentru că e legată o muncă de 25 de ani. Corect. Adică e o emoție de 25 de ani. Păi da, nu, că știți fotbal, de asta s-a nimerit să... că v-ați băgat și în partea pur teoretică a echipei și în partea sportivă. Hai de exemplu, eu nu zic că eu nu știu fotbal. Deci, nu, chiar pe bune, nu știu. Nu spun la mișto, nu știu fotbal. Numai că eu stăpânul tot timpul el simte. Și la mine, de exemplu, n-am spus niciodată nimeni un specialist despre fraza asta, pe care eu o spun. Poate greșesc. Dar eu spun o frază care n-a spus-o niciun specialist. Băi, la mine dacă nu te întâlnești cu mingea,
Și dacă o trece o multă perioadă, nu minge mingea pe la tine, nu vine, înseamnă că tu te ascunzi de ea. Ți-e frică de ea. E atunci nu joci. Deci expresia asta a te ascunde de fotbal, n-a spus-o, eu o spun. El de ce se ascundea. A intrat Bănuță în locul lui. Nu, Anutani. Mingea numai pe la aer. Paca, 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 paca. Tot atacat. Bă, tu ai 2 metri, tu trebuie mingea să iacă tot timpul pe la tine, să o deviezi, să vii, să o primești, să o deviezi, să vii. Păi tu te ascunzi? Uite, uite, el se ascunde, uite. Uite, se ascunde. Și numai la primit, te ascunde. Te ascunzi, înseamnă că nu joci la mine. Nu? Și de asta știu eu, că eu simt când te ascunzi și te schimbi imediat când te ascunzi. Domnul Becali, aveți o strategie pentru cupele europene? Adică să faceți ceva mai mult ca anul trecut, ca anii trecuți? Nu știu. Păi da, eu ce pot să fac? Să mai iau 6-7 jucători, așa cum știu eu să iau. Am înțeles, păi asta, da. Nu zic că sunt mare specialist, dar până acum Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut bine. Nu, din moment ce nu sunt faliment, din moment ce toți... Da, și sunteți campion, da, nu există voci care să condamne sau să nege că asta e, în momentul de față toată lumea trebuie să... Ridice mâinile și să... Zică. Ce să zic acum, nu? Păi nu. Nu? Dar am ce strategie? Bă, cât pot și eu, adică mă refer la situația de bani, adică în România, voi face niște eforturi financiare, eforturi, nu sunt eforturi, că eforturi financiare înseamnă să cheltui multe milioane. Dar nu zic eforturi, că nu vreau să vorbesc să-i copiez bani. Deci, voi aduceți 5, 6, 7 jucători. Uhum. Jucători pe care îi cred eu și care, de exemplu, și unul, de exemplu, și azi din ce a jucat azi, e unul care îmi place mie, nimeni n-a zis niciodată de la Rapid, la Rapid, nu? Brown, dacă nu pleacă Radunovic, dar nu vin de jucat. Nu, azi a jucat două echipe și mie îmi place un jucător de la alea două echipe care a jucat azi, care a făcut 1-1. Am înțeles. Dar vreți exclusiv jucători din România sau v-ați uitat, aveți și afară? Deci, din România ce cunosc eu, 3-4. Am înțeles. Îi iau eu. Da. Din străinătate trebuie să studieze Meme, Caralambu, Spintili, să-i studieze. Din străinătate. Din străinătate mie lene că dacă aș sta. Dar mie lene stau, eu acum să mă uit, am 66, dar acum merg pe 67. Stau să mă uit la meciul să aleg fotbaliști. Nu mai pot să fac. Nu mai pot asta. Atunci ei să aleagă ei un atacant. Deci de la Craiova sau de la Dinamo, ziceți de un jucător, nu? Păi da. Dar doar nu luați de la Dinamo. E unul care nici nu vă trece pe-n cap. Bă. Probabil. Da. Mulțumesc mult, domnul Becali. Poate să-mi spun mie, de exemplu, îmi place de bate. Voi știți de el, nu vă place vouă. Mie îmi place de bate. Știm de el, da, nu știu la dar cum v-ar putea ajuta. Dar nimeni nu l-a lăudat. Mie îmi place de el, jucător. Păi da, dar am înțeles că nu se mai fac transferuri pe traseul ăsta. FCU, FCSB. De ce? Că distrugeți jucătorii. A, așa zi, a, nu știu. Ce săracul și el îți dai seama să fie în locul lui și să băgată omul bani. E singurul patron sau singura echipă cu care simt celelalte și care, de care îmi pare rău imititel. Și când mai l-am văzut că mai a avut și scandalul cu fixul, i-am dat telefon și a zis, bă, vrei să vorbesc eu cu el? Îmi părea rău de el, mi-era milă de el. Și n-a vrut să vorbiți dumneavoastră, însă... A zis, bă, Gigi, atenuați. Dacă vrei... Nu, îmi părea rău de el și a zis, bă, poate dacă vorbesc eu să înțeleagă un lucru, că a zis, bă, tăi toate, mă. Bă, dacă vezi că vorbește așa, eu și îți dau un sfat. Ia vină, mă, tată, în fapt. Ia tu, mă, tată, că pentru tine muncesc. Ia-le, mă, tu toate și fă tu, să vedem ce faci. Tăi-le, mă, toate pe mâna lui, dacă e obraznic așa. Da, mulțumesc mult, domnul Becali, pentru intervenție. Da, să ne auzim cu bine. Mulțumim, să ne auzim. Numai bine. Publicitate, ne întoarcem apoi, mai avem o fază.